Dragilor, bine ați venit! Bună ziua, dragilor și prietenilor! Bine ați venit la întâlnirea cu proful? Vreau să încerc. Bună ziua, dragilor și prietenilor! O să facem o lecție astăzi. Ultima lecție pe care o facem anul ăsta. Lecție de anul ăsta. Pentru că eu mâine eu plec în America. Așa. Zile și în engleză. Bună ziua. Hello. Today we're going to do our last class in Romania of mathematics. Da, ultima lecție de matematică pe care o facem în România. Mâine eu plec. Mathematics. Așa se scrie mathematics. Așa. Mâine eu plec în America. Zi, mâine eu plec. Tomorrow I'm leaving in America, so I hope you enjoy it. La mine acasă. La mine acasă, da. Așa. Bun. Așa, dragilor, v-am și spus și în românește și în engleză. Și acum să pornim lecția. O lecție foarte frumoasă vă avem de gând să facem, să ne țină minte mult timp prietenii noștri, da? Să zicem, 10, să-ți dau eu, cred, 10 vrei pe asta, dar trebuie ruptă, că altfel scălții, da? Tu știi bine că am mai pățit-o noi așa. 10 plus 5, cât face? 10 plus 5. 15. Scrie, te rog, asta. 10. Cred că trebuie să-l liniez. Trebuie să-l liniez ca să scriem și frumos. Plus 10 plus 5. Așa. Egal. 10 plus 5 egal. Cum ai spus tu? Egal cu 15, da? 15. Perfect. Foarte bine. Acum, noi ne ocupăm și de faptul că vrem să scriem și frumos, da? Deci de aceea să le scriem la aceeași înălțime, tragem linii, iată, o să liniem toată tabla. Te rog, Ana, să mergi în continuare, să liniezi mai departe aici. Îmi dai voie să liniezi eu, da? Da. Așa, trebuie să fie la aceeași înălțime, să fie... Scriem frumos, cât se poate de frumos. 10 plus 5 egal cu 15. Să vezi ce minune s-a întâmplat. 5-ul ăsta a ocupat locul lui 0. Vezi, Ana? 5-ul de aici a ocupat locul lui 0. Ca și cum ar fi 5 plus 0. Dacă este 10 și 9, 9 și... Foarte bine, 19. 10 plus 9, da, că egal cu 19. Te rog să scrii aici. 10 nu ne trebuie 0. Doar ne trebuie 1, 10. Și puneți 5-ul, parcă 5-ul ăsta ocupă locul lui 0, da? Și veni 15. Da. Atunci cum ar fi 0 și cu 5, 0 și cu 5 face 5. Da. Te rog acum, tu ai zis mai devreme că 10 plus 9. Da? Punct și virgulă, 10 acolo, 10 plus 9. 10. Ce faci? 10. 10 plus 9. Așa, punct și virgulă. Acum. 10, aici este 10, plus 9, este egal, te rog să spui cât este egal. Este egal cu 9. Foarte tare, din ce în ce mai clar ne este ca și cum ar zice 0 plus 9, care face 9, da? Punct și virgulă, cât face 10 plus 7. 17, foarte tare. Cât face, Ana? 20 plus 3. 20 plus 3. 23, un pic mai mare, ca să scriem, da? 23, îl face un pic mai mare, îl face cubul, da? Să fie la aceeași înălțime. Să-i respectăm pe fiecare cifră, să respectăm pe fiecare cifră în parte. Dedesubt, Ana, te rog aici. Așa. Suntem gata. Corect. Și mai trag eu ca să avem trasă linia. Și foarte bine făcut. Mă duc eu de acolo. Vrei tu? Totul? Foarte bine. Și uite așa mi-am făcut și linia a doua. Acum, Ana, am al doilea moment important al lecției. Să vezi ce fac eu acum. 9 plus 6. este egal cu 9 plus 6, hai te rog aici, 9 plus 6, da? 16, da? Mai tare ca să aud de toată lumea. 16. Da, să vedem. Dar dacă ar fi fost 10 plus 6, atunci făcea 16. Da. De 10 mai mic cu 1, nu? Până lui 9 câte ar trebui să fac ca să facem 10? Lui 9 să facem 10. Un 1. Da, și ăsta este mai mare și ăsta este mai mic, că sunt la fel. Și rezultatul va fi la fel, asta da. E foarte tare. Deci tot 15 va da. Da? Ca să înțeleagă prietenii noștri, le explicăm așa. 9, ăsta e trist. Uite ce trist este el. Și spune, vai, mi-mi trebuie, uite ce spune. Mi-mi trebuie un 1 ca să fie 10. Și uite ce facem acum. Luăm de aici un 1 pe care îl trimitem. 1 trece aici și el rămâne cu 5. Da. Și ăsta cât că a făcut acum? 9 și 1 a făcut 10. 10 care și mai sus plus 5. Da. Foarte tare, foarte tare. Acum, te rog să scrii aici 9 plus 9 plus... nu, asta nu mă încălzești nimic cu nimic. Zi așa, 11 plus 8. Plus 8. Foarte tare. Cum te rog să explici? Că sunt la fel, că ăsta sunt mai mic și ăsta sunt mai mare. Asta e văzutul. Cu cât a crescut ăsta, cu 1 a scăzut ăsta. Foarte tare. Altfel spus, 10 este deja formată. Uite, Ana. 10 este deja și 1 și cu 8 face 9. Da. Ca și cum ar fi 0 și cu 9 făcut 9, 1 și cu 8 face 9. Da? Te rog aici. 8 plus 5. Ia să vedem, nu, o secundă, nu sunt atent. 8 plus 9. 8 plus 9. 8 plus 9. Care dintre cele două e mai mare? Te rog să spui tu. Dintre cele două numere, care e mai mare? 8 și 9. 9, excelent. Câte ar mai trebui lui până la 10? 1! De unde să-l luăm? De la prietenul ăsta. Da. Îi luăm un 1 și zici, prietene, dă-mi 1 să-l fac eu 10. Da. Și câte au rămas lui? 10 și cu 8. Nu mai este 8, că am luat 1. 10 cu 7. Foarte bine, foarte bine. 17, da? De 10 aceea că ai făcut-o și cu 1, 17. Așa, treaptă-le invers. Da? Așa, 17. Faci tu sau faci? Da, tu îl faci. Deci fii atentă ce tehnică am avut. Ne-am interesat care din cei doi mai mari. Fii atent. Asta e prima chestie, să le spunem prietenilor noștri. Deci privim cu atenție la cele două numere. Vedem care e mai mare. Și cât îi mai trebuie până la 10. Cât îi mai trebuie? Un 1 lui 9. Și spui, prietene, dă-mi un 1. Dă-mi tu unul de acolo, de la tine, că ai 8. Și zici, da, cu drag îți dau. A făcut 10 și a rămas 7 aici. 7 și cu 10 a formată, acum este 10 și cu 7, 17. Cât face aici? 18 plus 18 plus 5 egal cu... Ok. 18... Cât mă 5? 5-le, care, 8 e mai mare, nu? Da. 8 e mai mare. Câte ar mai trebui 8 ca să ajungă la 10? Că... Și câte mai trebuie ca să ajungă la 10? Lui 8? 2! 2! Prietene, îi spunem lui 5. Prietene, dă-mi un 2. Și câte au rămas lui dacă o dat 2? 3! 3? Sigur că da. 3 au rămas. Și acum am făcut aici o 10. Da? 10 asta și cu 10 de aici care este 20. 20 și 3. 23 ca și mai înainte. Iată ce șmecherie. 18 o scăzut cu 2. din 20, da? De la 20 până la 18, 2 e natat înapoi, dar de la 3 au crescut cu 2. Și rezultatul este același. Asta e tare! Cu cât a scăzut primul, a crescut al doilea. Și rezultatul a fost la fel. Da? Deci e o șmecherie tare pe care tu trebuie să o fi observat. De acord? Da. Hai să mai vedem încă o dată, să le luăm de la capăt, să le explicăm colegilor, prietenilor noștri, care a fost șmecheria. Rezultatul tot același a dat. Cum? Ce s-a întâmplat? Aici a fost 10 plus 5, să-i spune așa. Da. 10. 9 este la 10. Mai puțin este cu 1. Scaz 1 și este ca 6. Mai este 1 și sunt 10. Perfect! Deci, practic, aici a scăzut cu 1, dar a crescut în partea altă. 5 da. Cu 1. Și atunci, la aceeași... Da, că dacă... hai să... Dacă ia ăsta aici. Așa. Da. Se face 10 aici și aici 5, că sunt la fel. Perfect, perfect, ca și mai înainte, numai că în alt mod ne-am exprimat. Perfect. Ai explicat-o încât prietenii noștri n-au cum să nu fi înțeles acest lucru. Te rog să vii la următoarea socoteală să faci comparație și spun de ce am dat tot 19? Explică-le prietenilor. Da. Că este la fel că ăsta este unul mai mare, da. Că mai are unul. Deci la 10 mai este încă unul în plus, de-aia da. E 11, da? Perfect. Și după aia este... 9, a slăbit un pic. Da, și dacă dai 9, nu, dacă dai 11 aici, este la fel. Dacă dai... Un 1, foarte bine ai observat. Ai trimis un 1 și ai făcut... Deci, ai trimis pe 1 asta și lângă 8 au făcut 9 și a urmat 10, ca și înainte. 10 plus 9, 19. 10 plus 9, 19. Da? Sau altfel spus, 10 s-a păstrat, 10 s-a păstrat și cum ai și adunat? 1 plus 8, 1 plus 8 face 9. 0 plus 9 face 9. Da. Da? Foarte tare. Mai departe. 10. 10 plus 7 a fost la început. 10 plus 7 egal cu 17. Ok, 8. A slăbit cu cât? Cu cât a slăbit 8? Cu 2. Și asta a crescut cu 2. Foarte tare! 9 a crescut cu 2. Corect! Da. Foarte tare. Și am luat un 2. Ai luat un 1 la prietenul ăsta. Așa ai gândit-o, da? Ia să vedem. Și am dat cu ei dat 2. A, faci așa. Foarte bine. Mă bucur să faci așa. Deci 2. Și ai făcut 10, a? Da. Și acum este 7. Foarte tare. Și aici este 10. Acum sunt la fel. Foarte tare. Foarte și tare. Aici s-a... N-am terminat. Acum suntem aici. 23. Asta a crescut cu... scăzut cu 3 și asta a crescut cu 3. Cu cât? Nu cu 3. Cu 2. A scăzut de la 20 la 8. Da, 2. Da. Și asta a crescut cu... Deci ăsta a scăzut cu 2 și ăsta a crescut cu 2. De la 3 la 5 cum a crescut cu 2. Și cum ai gândit? Da. Ca să prietenul 8 să-l faci 10, cât îi trebuia? Pe 8 să-l faci 10. Un 2. Da. Și am dat 2, nu 5. Din 5 am scăzut pe 2 și a rămas cât i-a rămas? 3. Și din 5 am luat... Și aici ai făcut 20, ai luat pe 2 și a rămas 3 și ai făcut 8 și cu 2 ai făcut o 10 și cu 10 cealaltă 20 și 3. Da. Foarte bine, foarte bine. Sunt foarte încântat de toată manevra pe care ai făcut-o tu. Și acum să tragem linie, să încercăm o altă discuție. O altă discuție. Ce altă matematică? Uite așa, da, ce frumos e la matematică. Tu vrei să faci, da? Da. Te rog să vii aici, Ana. Este ok dacă șterg. Da. Era bine să lași acolo că repetăm în engleză și noi avem un proiect. Lăsăm așa. Scriu un pic mai jos. Da, am să scriu un pic mai jos. O facem din nou, repetăm aici. Și spunem că a plecat un 1, rămasă aici 5 și de ce au dat 15, da? Am văzut. Acum, eu să trag din linia mai de desubt și lăsăm ce este scris acolo, pentru că ne interesează. Nu mai șterge, te rog frumos. Am dus ce să... Atât, da. Așa. Trage de acolo. Și continuăm. Trage linia foarte bine, lipită. Așa, foarte bine. Și te rog să vii mai departe. Așa. Și un pic acolo. Și acum eu scriu socoteala și tu ești cea care începi să gândești. Uite. Și eu scriu răspuns. Da, foarte bine. 17 plus 5 egal cu... Nu căuta un model, dar este important că ea încearcă să se sprijine pe ceva. 17 plus 5. 17 din cine e format? Dintr-o 10 și un 7. Da. Hai să spui eu un pic mai desfășurat. Îmi dai voie? În loc de 17 poți să spun 10 plus 7. Asta e postul 17. Și plus 5. Deci în loc de 17 am zis 10 da. Și cu 7. Da. Și acum hai să gândim. 10 plus 7 plus 3. Plus 5. Plus 5. Plus 5. Și ai zis, bine, cât îi trebuie prietenul ăsta 7 ca să facă 10? Ca să facă 10 prieteni. Lui 7, câte ar trebui până la 10? Lui 7 până la 10? 10. Ca să facă 10. 2. Numai 2? Ia să vedem cumva 3? 3. 3, 3. Și ne împrumutăm de aici și spunem, prietene, dăm tu de aici un 3. Și câte ori m-a rămas lui din 5? A rămas 2, da? I-a rămas 2 acum. Și cât am făcut aici? 7 și cu 3 cât am făcut împreună? 7 și cu 3. Au făcut? 10. 10, nu? Că am completat-o 10. Da. Și acum avem 10 asta, care e singură, plus 10 asta, asta care s-a făcut aici 10. De unde s-a făcut 10? Din 7 și din 3. Da. 7 și cu 3 și am făcut 10. Și plus 2. Și plus 2 care era din 5. 22. 22, foarte tare. 2 de 10 și 2. 22. Vezi? Aici a fost o socoteală mai lungă, mai interesantă. Eu îți propun să trecem încă o dată în revistă. Să arătăm. Adică mai începem o dată discuția. Zi așa. 10. 17. 17 se scrie ca fiind, așa. Aici este o greșeală mea strategică. Trebuia să fac descompunerea lui 17, cum să scrie desfășurat. Da? Am pășit un pas. Dragilor, așa se întâmplă când căutăm să facem în scurt timp foarte mult și sărim peste niște pași. Copilul e bulversat, el nu e clar. Nu-l aducem pe copil. Fac această paranteză. Nu-l aducem pe copil la nivelul în care gândim noi. Coborâm noi la nivelul în care se află copilul. Și vedem că el se rupe filmul pentru că îi lipsește o verigă. Adică ce am descoperit acum? Desfășurarea neapărată a unui număr. Așa că părăsesc asta. Părăsesc pentru că am sesizat slăbiciunea. Și scriu, nebine, e bine acolo. Am făcut ora. Dar eu trebuie să insist mai mult aici. Deci am nevoie, sesizând. Asta face profesorul. Deci pedagogul, învățătorul care stă acolo și sesizează slăbiciunea, el trebuie să vină să ajusteze. Da? Și vine așa acum. Te rog să scrii pe 23. Cum se scrie 23? Ca fiind 20 plus 3. Da? Pe 23 scriem ca fiind 20 plus 3. Da, dar nu putem să punem 0, că o să fie, dacă punem 0, o să fie 203, dacă punem... Bă, nu punem încă un 0, face 200, de ordinul sutelor. Da. Deci pe 23 scriem ca 20 plus 3. Te rog să scrii tu pe 75, ca fiind în descompunere, cum? 75... Să scrii ca fiind 70 și plus 5. Da! Scrie, te rog, 70 plus 5. Vezi, aici trebuie să insistăm. 70. O să un pic în genunchi, că nu mai poți. Stai, facem așa, deci stai tu în genunchi. puteți sta în funduleț. Pune aici, stai în funduleț, păi stat altă dată. Uite așa. 70, nu avem... Deci este egal cu 70 plus 5, da? De desubt. 68, scrie el. Cu cine este egal? 68. Câte zeci sunt? 60. Scriem așa, 60. 60, adică 60, 6 și 0. Așa. Invers am avut aici. Acum procedeu înapoi. 60 plus 8. Plus 8. Da? 68 înseamnă compus din cine 68? Din 60, din 6 de 10 și plus un 8. 73. Din cine se compune? Ia să vedem. 73 se compune din 70 plus 3. Da. Vezi? Foarte, foarte important, dragilor. 70 plus 3. Insist pe chestia asta. Nu-i nimic mai frumos și mai interesant decât să cobori și să vezi unde ai tu greșeala și 59 este egal cu, tu spui, descompunerea cu 5. Egal cu 10 plus 9. 87 înseamnă egal cu 80. Așa, plus 39 este egal cu... Trebuie așteptat până când el pornește mecanismul să-l înțeleagă în desfășurare. Nu-i simplu deloc. Deci atenție multă. Facem, îi găsăm 30. Deci vine din 30. Și la care mai pui 9. Asta înseamnă 39. 30. Hai, scrie pe 30. Ai făcut pe 3, așa, și 0. Plus. Nu-ți place cum este scris? Bine. 30. Hai, plus 9, nu? Da. Plus 9. Și acum mergem mai departe. Te depasez un pic. Și vreau să-mi scrii aici încă 47. Se scrie ca fiind 47. Hai, pentru început stai restul, după ce mai cobor. 47. Așa. Este egal cu... Egal cu... Câte zeci? 40, sigur că da. Asta trebuie să înțelegi tu, că asta vreau de la tine. 40 și câte... Cu câte unități în plus? Plus 7. Da? 47 înseamnă 40 plus 7. 91. 91. Stai totul jos, că mai bine îți vine când stai așa acolo. 91. Așa. Este egal. Tu. 90. Foarte bine. Plus? Așa. 83 egal cu, hai un pic mai mare, 83, uite scriu eu, este egal cu, tu acum îmi spui, deci 83 este egal cu, hai, poți să scrii tu, bine, hai să fac de o linie ca să scrii la, să fie drept și fie la nivel toată, da, 83 este egal cu, ia să vedem, 83, cu cine este egal? 80, așa cum știi, 80, plus, bun. E bine așa? E bine așa? Cum ai scris? E 80 acum? Așa, vezi? 0 era lipsea, era 8, pur și simplu, așa, 80 e altceva. Deci 83, hai să scriem încă o dată. Nu prea mult timp pierdem acolo. Mai avem să facem socotele interesante, foarte tare. Foarte tare. Bun. Scriem încă o dată 70. Cum mă-l pot scrie? Pe 70. Egal cu? 70. Egal cu... 0. 0. 70 plus 0. 70? 70. Nu? 70. Că asta adică câte 10. Și plus? Plus 0. Că n-am nimic în plus. Foarte tare. Dar dacă ar fi fost 71. Ia să vedem 71 cât ar fi însemnat. Egal cu 70. Așa. Scrie, scrie, scrie 70. Toate au 70. Plus cât? Mai punem ceva? Cât îi trebuie? Plus 1, sigur că da. Da. Deci trebuie să exersăm pe chestia asta. Bun. Acum, în partea asta începem un pas mai. 253. Spun eu cu cine este egal și tu după modelul ăsta să faci. Va fi egal. 253 este egal cu 200. Ăsta îmi indică câte sute sunt. Da? Plus, ăsta îmi indică câte 10. Plus 50. Și ăsta îmi indică, la sfârșit, câte unități sunt. 3. Deci 253 se compune din 253. 200 plus 50 plus 3. Acum te tine clasă. 749 este egal cu... Hai să văd acum pe tine cum ai prins mecheria. 700, da, plus... 9, foarte tare. Bravo, Ana. Ai prins mecheria. Deci asta îți indică câte sute sunt. Asta mi indică câte 10. Și astea unitățile, nu? Până în 10 care sunt acolo. Bun. Altul. Mai spun că una. 439. 439 egal cu? Păi... Păi câte sute? Câte sute? Nu 300. Câte sute spune? Așa. 400. Foarte bine. Plus câte 10? 30. Foarte bine. Și plus câte unități? 9. Hai să vedem cât înseamnă 370. Cum scrii pe 370? Egal cu. Ok. 300. Așa, ai început bine. 0 plus 70. Da, și plus 0. Plus 0. Aici am vrut să te prind. Dacă mai pui altceva. 0 la sfârșit. Pare foarte rău, n-am ce face, plus 0. Ana, vreau acum să mai scriem 709 egal cu. Cum îl scrii pe ăsta desfășurat? Așa, tu ești atent acum la linia aceea. Nu-i bine, o să ștergem un pic, Ana. Nu cu mâna, că cu mâna te murdărești. Îmi dai voie să o trag eu? Uite, o trag eu, ca să fie treaba rezolvată. Așa aici. Ștergi și pe asta. Nici nu mai tragem, că avem de lucru aici. Cât înseamnă așa? Bine. 709 egal cu. Așa. 700, foarte bine. Așa, plus? 0, 0. 0,0% la zeci, da? Și plus, încă 9. Foarte tare, aici a fost capcana. 0,0, că nu avem 10. Nu avem 10. 0,10. Da? 0,0. Tu ai zis 0,0 ca și cum, uite că cifra asta este 0 de la 10. Și plus 9. Foarte, foarte frumos. Da. Una grea acum vrei, da? Una grea. Cât face, iată să zicem, 27 plus 23 este egal cu 27, 20. Nu vreau răspunsul mecanic. Zicem așa, descrie pe 27. 20 plus 7. Eu fac 7 și 3 și după aia pun 10. Ah. Nu, dar bubu, eu scriu de desul. Una sub altele vrei? Da. Îți place mai mult așa? Da, și eu fac așa, una sub altele. O să te las așa cum spui tu acum. Dar aș fi vrut să vezi metoda asta că te ajută la aceea. Plus, deci pe 27, cum am scris pe 27? Ca 20 plus 7. Trebuie să faci una sub alta vrei? Da. Dar acum, dacă m-ai ajutat un pic să termin ideea mea, Ana, ca să vadă și prietenii noștri ce le spun eu. Și până o să vezi cât de bucuroși ori să fie că au înțeles și metoda asta. Deci în loc de 27 cât am zis? 20 plus 7. Plus acum. Asta e prima echipă. Din 27. 23 cât înseamnă? 20 plus 3. Și egal acum acum. 27 este 20. 20 plus 7. Da, este 27. 23. 20 plus 3. Da. Și acum zicem, 20 cu 20 cât face? 20 cu 20? 20 face 40, nu? Da. 40. Și plus 7 și cu 3? 7. Și cu 3 face? 7 și cu 3. 10. 10. 10. Și acum 40 cu 10 face? 50, da? 50. Ăsta era răspunsul. 27 plus 23 egal cu 50. Și acum merg pe ideea ta, că tu ai o idee foarte deșteaptă. 27 plus 23 plus 23 pun de desubt. Și acum ideea este așa. Așa plus. 7 și cu 3 face 10. 0 scriem. Și pe 1 ăsta. 10 asta de aici. Asta e șmecheria. 10 asta, 1 ăsta, l-am dus la 10. Și vine 2 și cu 2, 4 și cu 1, 5. Dacă asta este cum explici mai bine și asta este doar cum se știe. Asta, tot ce am făcut aici este explicație mai clară, iar aici este, dacă vrei, ca o aplicație rapidă, mult mai rapid, drum scurt. Da? Le așezăm una sub altele și adunăm așa. Aici insist, dragilor. Când la școală facem chestia asta și ne ducem pe... Așa, le așezăm repede, prindem partea mecanică. Nu-i deloc partea logică. Unul acela, când îl ducem la cel de față, de fapt este de 10 ori mai mare. Și acest lucru trebuie să înțeleagă elevul ca mecanism. Dacă putem să pierdem aici 2 săptămâni de zile, până nu înțelege el foarte bine mecanismul ăsta, după aceea le așezăm în spatele. Că el a preferat ce? E varianta de așezare unul la sub alta, pentru că a prins acolo, cum știa că cu duce cu 1 sau cu 2, depinde cât o adună, nu e clar nimic. Peste un timp, el uită. Nu înțelege deloc rostul așezării unul la sub alta. Ca să vadă unități cu unități. Insist foarte tare, pentru că acest lucru, dacă nu e clarificat, dacă mergem și transmitem numai parte mecanică, el pleacă și nu are deloc răbdare. Nu are răbdare să mai înțeleagă partea logică. De ce? Pentru că vede că e foarte simplu așa. Nu e clar lui cum e, dar dacă spuneți voi că e bine așa, fac și eu la fel. Da? Fac și eu la fel. Să nu cumva să cu piciorul plen. Bun. Acum, aș vrea ora să încerci în engleză. Da? Să încerci să vorbești cu ea, să luați chiar de la început. Tot ce am făcut. Ok, so let's start with the first one. Okay? 10 plus 5 makes 15. Because the one, you don't keep the zero. Because if you keep the zero, it's going to be 100. and 5. If you keep the 0, so I have to take the 0 away. Yeah, so there is no 100 here. It's only 10 plus 5, okay? Because it's and it's like you add the 1, and then 0 plus 5 makes 5. So if you put the 0 here at the answer, that won't be good because it won't be 100. But it's not 100 because it's not a big problem. So we put the 0 away. That's true. That's throw the 0 away. You don't throw it away. You add the 0 plus the 5, and that makes 5. Okay. Because it's the units numbers that we are adding, not the tens. Okay. Let's do it again for the next one. How much is 10 plus 9? How much is 10 plus 9? Plus 9 is 19. It's 19 because we are doing the same trick. We are adding 0 plus 9 makes 9. And we are carrying over the 1, which is the 10th. Okay? Don't have like speech. Nu se mai vezi, dar urmărești acum. Nu, dar urmărești tu, ai și să ai cu mama, ca să se audă la microfon, că mama vorbește. Este aproape de tine, se aude aici, da? Nu scoate, nu scoate. 7 makes 17. Because 0 plus 7 makes 7. And the 1 we are putting in front because it's the 10. The 7 are the units and the 1 is for the 10th. Așa, la următor să explici ea. Tu ești profesoara. Next one. How do you explain the next one? The next addition. We are here. 200. Is that 200? No. 20. In English, please. 20 plus 3 equals makes 23. That's good. Because you are adding the 0 plus 3 makes 3, and the 20 makes 20 there. We are just carrying it over, okay? Now is the most important part, okay? We have 9 plus 6. How did you figure it out how much it is? Because from the 6, it can be... Because you take from the 9, 5, and you give it to the 6. I can't read this. Oh, so let me try to remember you. So we took 1 from 6. We took 1 from 6 and we give it to 9. Why? Because 9 plus 1 to make 10. 9 means 1 to make 10 because 9 is so flaky. Exactly. So 9 plus 1 makes 10. And then how much we have left here? Because from 6 we took 1 away. How much we have here? We have 5. 5. Perfect. So now we have a happy 10 here because 9 plus 1 makes a 10. Happy 10 here. A happy 10 plus 5 makes 15. Yes. Fine. Let's go to the other one. Let's show you acum. So, what do we have here? We have 11 plus 8. Can you please help me to understand how we calculate? Okay. Try to explain. 11 plus 8 is 19. Why? Because for the 11, we have, because it's like here. 8 is 1 down, 11 is 1 up. So it's the same. That's true. You calculated based on the other one. This one is 2 down, and this one is 2 up. That's good, Anna. That's good. So that's one way to use the previous addition to calculate this one, right? You figure it out because from the 10 you took 1 up and you make 11. And then from the 9 you took 1 down and you got to 8. And this one you took 2 down and 2 up. 2 up, that's good. But there is another way to calculate here. If you don't have this 10 plus 9, if you don't have it, how do you calculate? I know. Because 1 and 8. So the one is, oh, I don't know how to explain. You don't know? I can help you. So you took 1 from the 11. Yes. And you move it to the 8. So now you made here a happy 10. Yeah, because if you notice, you have to take 1 to here, so this is 9, and this is 10. So then 10 because plus 9 remains 0. Correct. And this Excelent! Fine! 9. E ca și fost mai înainte 10 și 9. Foarte tare! Uite, așa îmi place. Asta înseamnă că e făcut copiii să înțeleagă. Da, merge. I'll just put it 11 and 8, how it was before, okay? Let's do the 8 plus 9. Okay, 9 is 2 bigger than 7, and 8 is 2 lesser than 10. Perfect. So, they equal the same, because this one is 2 bigger than the 7. So it's the same, because if you don't have 2 bigger, it was 7. Okay, so you take the 2 away, and you make it a 7, and then you move the 2 to the 8, and you make it a happy 10. Foarte tare! Okay. Deci așa s-a redus. Acum să revenim asupra. 10 și 9 și 7. 11 plus. Da. Să lăsăm forma dinainte ca să fie limpede. It was 8 plus 9. De 10, 8. 8 plus 9. Da. Ok. We have one more. Mai avem un pic, Ana. Hai să le explicăm până la capăt, da? Și cu asta terminăm lecția dacă mai explicăm până la capăt. Nu mai tragem de acolo. Nu, lasă că el stă acolo și nu trebuie să punem. Nu trebuie să punem. Ok, so now this one is too less than 20. This one is too high. It's the same as this one. Yes, because that's too less. 20 is 2 bigger than 18, but 3 is 2 smaller than 5. So together they make the same. Another way to calculate is to take 2 from the 5 and you move it here because that's how much you need to make a 20 here. But you got left 3. So in the end you have 2 tens plus 3 makes 23. Okay, so good? So let's move to the facem numai pe asta o sărim și mergem aici. Splitting out. Da. So now what we have here, we have 23. And how did you write it down? You write it down as 2 tens plus 3. Dau jos? Da. E obosit, nu mai vrei să faci, da? Hai să le mulțumim. Este bine, este suficient. Nu poți să ții copilul decât 40 de minute să-și cu atenția trează. Ea a făcut efortul maxim. Mulțumim frumos. Să le mulțumim prietenilor noștri și română și în engleză. Nu mai știu cum să explic că sunt prea obosită, că am făcut foarte mult matematică. Am făcut foarte mult matematică. You are tired. You can say you are tired, but I am happy that I made my last class, right? Okay. And we can say to them that we can have the next lesson in America, right? Tu o să le povestești prietenilor tăi că în România Bubu, tatăl lui Aura, da? Tatăl lui Aura face matematică pe înțelesul tuturor. Da? Da? Și mama a fost eleva mea. Nu? Mama și cu tati, al tău, au fost elevii mei. Da. Acum ei unde lucrează, te rog să spui? La Microsoft. La Microsoft. Și amândoi lucrează, au oameni în subordine, sunt șefi acolo, da? Mama lucrează pe Windows, dacă știi, da? Mama lucrează pe Windows și are o grupă pe care o conduce, tatăl lucrează pe vrățara aceea. Asta e, nu? Band. Și ei sunt foștii mei elevi. Acum eu te ajut pe tine. Cum te ajut? Făcând lecțiile mama va vedea și va face în engleză cu tine, că tot de acum, dar numai în engleză vei discuta. Bine, gata. La revedere, mulțumim frumos! La revedere, dragilor! Ne mai vedem din America! Ne mai vedem din America! Da, din America ne mai vedem. La revedere! A fost una din lecțiile foarte frumoase și în română și în engleză. Mă bucur foarte tare. Îmi vei lipsi, Ana. Va fi foarte greu pentru mine. O să încercăm de fiecare dată să spunem în lecția care o să zici, a, dacă ar fi Ana acum, ce frumos ar explica Ana, ce bine ne-am simțit. Da? Bine, la revedere! La revedere! Nu-mi merge doar capul, vezi? Așa. Să oprim.